Lângă mine se află domnul Sergiu Tiron. Sergiule, bine ai venit la Ora Veseliei. Bine v-am găsit. Sper ca telespectatorii noștri să fie bucuroși, că cred că este o premieră la emisiunea mea să prezint un instrumentist așa cum ești tu, pentru că pot să spun așa mai prietenește că noi ne cunoaștem de ceva vreme. Ai avut vreun model în cariera ta sau ai artiști care au cântat la acest instrument și ți-au plăcut și ai avut în vedere și cariera lor muzicală? Desigur, dacă să vorbim despre trompetiști, aș da numele marelui Constantin Gherghinea, după care Sandu Florea, după care Havriliuc Sandu și mulți alții. Am un compact disc, în timp ce colegii mei îl filmează, să le spunem telespectatorilor ce conține acest disc, câte melodii, ca și repertoriu, core, sârbe, lăutărești, ce conține CD-ul? Este noul meu album cu titlul Din tradiția neamului. Denumirea de acum spune multe, prioritar sunt piese din zona noastră, deci din Basarabia. Acest album a fost făcut într-o colaborare frumoasă cu bunul meu prieten Viorel Găbincea, un foarte bun muzician, instrumentist, compozitor, care de altfel mă sprijină foarte mult pe tot parcursul meu de instrumentist. Iată o colecție deosebită de melodii. Ele sunt, acum întreb și eu, sunt doar din zona Moldovei de aici sau sunt și, a ținut cont și de arealul muzical din întreaga României? Acest album, anume acest album, este muzică de aici, de Republica Moldova și câteva lucrări în stil academic, fiindcă noi am absolvit conservator și una și alta. Am spus eu că majoritatea invitațiilor mei din Republica Moldova au studii muzicale, nici nu mă îndoiam că nu ai o școală superioară de muzică. Ce piese cântăm astăzi pentru telespectatoarele noastre, pentru telespectatorii noștri? Înainte de a interpreta ceva, vreau să aduc câteva nume, să pomenesc câteva nume celebre de la noi din Republică, cum ar veni regretatul Valeriu Hanganu sau maestrul Ion Buldumea, care mi-au fost profesori la conservator și de la care am învățat și învăț foarte multe lucruri bune. După care pot să interpretez, aș începe cu o horă mare din suita La horă în sat, de pe albumul respectiv. Haideți să-l ascultăm pe Sergiu Tiron, un artist reprezentativ al Republicii Moldova, la acest minunat instrument, la trompetă. Dragi prieteni, rămâneți împreună cu noi aici la Salonul Aniversării. Thank you.
Mă bucur foarte mult că ai venit la emisiunea mea. Mulțumesc mult și eu la fel sunt nespus de bucuroasă și țin chiar acum să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Ce melodii o să oferim telespectatorilor noștri? Mulțumesc mult, cu mult drag. Am venit cu o melodie care așa și se intitulează Dorule. Dor de voi, așa, pentru că chiar v-am așteptat să veniți și la noi aici în Chișinău. Este o melodie semnată de Valentin Botnaru, muzică și text. Are mai mult timp, dar făcută, îmbrăcată într-o altă orchestrație, aranjament. Da? Am venit să o prezint cu mult drag publicului din România. Așa, și cealaltă piesă. Și cu Dor de voi. Da, și mai e o piesă. Și mai e o piesă care se numește... Se cheamă, gata, știu că asculta Lili în birou, i-ai trimis pe e-mail melodia. Cred că se cheamă așa, Îndrăgostește-mă de tine. Da, așa. M-a atras foarte mult și chiar sună foarte bine și ca titlu e o provocare, așa să spunem, nu? Și la asta versuri, muzică... Muzică și text, Georgeta Voinovan. Așa, bun. Haide, eu zic să te ascultăm, dacă mai ai ceva de transmis pentru telespectatorii emisiunii noastre. Vă iubesc mult, cu mult dor și mult drag pentru voi. Cântă pentru noi, simplu, Stella. Face deosebită plăcere să
Ne revedem în acest platou, de altfel am filmat câteva emisiuni din nou la Chișinău, în Republica Moldova, cu artiști deosebiți, dar parcă la final sunt cei mai buni, din punctul meu de vedere. Doinița, am dreptate sau nu? Pentru că tu întotdeauna ai venit cu o coreografie spectaculoasă, cu un dans extraordinar, cu o mișcare scenică, mai bine spus. Poți să-mi spui din culisele echipei tale, așa, poate ai niște oameni al căror nume putem să-l dăm aici la noi, la Ora Veseliei. Da, mulțumesc ansamblului Izvoraș pentru că sunt alături de mine de fiecare dată, pentru munca pe care o depun, dar de fapt cred că cele mai mari mulțumiri aș putea să le aduc aici unui singur om, deși echipa noastră este foarte numeroasă, producătorului meu, Cătălin Gondiu, care are... Iar mai producător și impresar. Da, producător și impresar și toate celelalte, deci e mai mult decât se poate exprima în cuvinte, este de fapt tot ceea ce sunt eu în scenă și mai mult decât mine. Vreau să-i mulțumesc că în această zi minunată este domnul alături Ricu de mine, maestrul Ricu Vodă. Mă bucur și eu foarte mult, aplauze! Domnul Ricu, și mie îmi face deosebită plăcere să fim împreună aici, mai ales că între noi doi există ceva. Este o artistă pe care noi o promovăm întotdeauna la emisiunea noastră cu mult drag și chiar o să te rog să dai microfonul maestrului să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect muzical și dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii televiziunii Favorit. Evident că am mesaj pentru acest public extraordinar, dar despre Doinița ați poate de vorbit mult, 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 fiindcă cum ați spus, un proiect foarte reușit, care l-am conceput împreună și mă bucur că este apreciat de public. Vreau să zic că eu vreau să spun că n-a fost în zadar ceea ce facem noi și o facem cu toată dragostea pentru spectatorul nostru și pentru cei dragi care țin la noi. Ce ne veți prezenta? Eu sunt extrem de... Ați văzut, nu mi-am luat desfășurătorul. Vreau să încep. Sunt eu tare interesat să văd despre ce e vorba, ce melodie, ce lucrare, ce proiect. Dacă stau aici alături cu un interpret legendă a muzicii noastre naționale, am adus și o melodie legendă, o melodie care este mai mare decât mine cu un anișor, are 26 de ani, pe care am iubit-o încă din copilărie și am îndrăgit-o și nici că m-aș fi gândit vreodată că o să o interpretez alături de un asemenea mare maestru. Această melodie se numește Pe malul mării, scrisă pe versurile regretatului Dumitru Matkovski și pe muzica regretatului Mihai Dolgan, acești doi titani ai neamului nostru. Deci este o melodie pe care publicul a iubit-o dintotdeauna, una pe care am iubit-o eu, întreaga noastră familie și chiar sunt onorată că am posibilitatea să o cânt. Și această melodie mai are o poveste frumoasă legată și de România, dar mai mult cred că o să vă povestească chiar maestrul Ricu Vodă, care a trăit această poveste de altfel. Da, această melodie a fost apreciată și îndrăgită de spectatorul român țin minte, în anul 1989. În vara acestui an aveam un turneu cu formația Noroc prin zona Moldovei, Galațiu, Iașu, Constanța, Suceava, în zona asta, și când ieșeam cu această melodie, sala răbufnea, fiindcă evident, cred că au mai privit-o și la televizor, că pe atunci se privea și televiziunea noastră, și vreau să spun că a avut un succes foarte mare anii aceia. Da, mă bucur foarte mult că iată venim cu acest moment mai mult decât deosebit. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă anunț că vom reveni cât de curând aici la Chișinău. Venim în întâmpinarea legendelor muzicii de aici din Republica Moldova și viitoarelor legende din Republica Moldova. Vorbind mai serios, cred că este un moment deosebit de spectaculos pentru toți telespectatorii noștri, care sunt convins că vor păstra în memorie acest moment, chiar dacă vom transmite indiferent de anotimp această piesă. Totuși, dragi prieteni, rămâneți împreună cu noi la Malul Mării și cu televiziunea Favorit. Pe malul mării treceai, cu valul mării râdeai,
cu amurgul mării șopteai, dorește-mă. Pe malul mării treceam, cu valul mării râdeam, cu amurgul mării șopteam, iubește-mă, iubește-mă. Din taina mării creșteai, cercelul lunii furai, în ape te aruncai, oprește-mă. Din taina mării creșteam, cercelul lunii furam, în ape mă aruncam, păzește-mă, păzește-mă. Tinere ca dorul, fragede ca floarea, era atât de mică și atât de mare, marea. Ca o nemărginire, ca o eternitate, ca prima mea iubire și ultima prea poate. Ca o nemărginire, ca o eternitate, ca prima mea iubire și ultima prea poate. Lumine-i noapte ardeai, dorește-mă. Cu albatroșii zburam, o pânză larg rămâneam, lumine-i noapte ardeam, iubește-mă, iubește-mă. Din taina mării creșteai, cercelul lunii furai, în ape te aruncai, oprește-mă. Din taina mării creșteam, cercelul lunii furam, în ape mă aruncam, păzește-mă, păzește-mă. Tinere ca dorul, fragede ca floarea, era atât de mică și atât de mare, marea. Ca o nemărginire, ca o eternitate, ca prima mea iubire și ultima prea poate. Ca o nemărginire, ca o eternitate, ca prima mea iubire și ultima prea poate. Întoarce-mi darul de a visa, îndrăgostește-mă.
îndrăgostește-mă de tine, vreau să trăiesc iubirea ta. Îndrăgostește-mă de tine, vreau să trăiesc iubirea ta. Vreau să simt că în inimă golul descrește. Vreau să simt că inima iarăși iubește. Am atâtea vise tăcute în noapte. Îndrăgostește-mă de tine și îndulcește-mă cu dor. Îndrăgostește-mă de tine, întoarce-mi darul de-a visa. Îndrăgostește-mă de tine, vreau să trăiesc iubirea ta. Îndrăgostește-mă de tine, vreau să trăiesc iubirea. Neirosită. Am atâta liniște neîmpărțită. Îndrăgostește-mă de tine, să uit de timpul trecător. Îndrăgostește-mă de tine și îndulcește-mă cu dor. Îndrăgostește-mă de tine, întoarce-mi darul de-a visa. Îndrăgostește-mă de tine, vreau să trăiesc iubirea ta. Îndrăgostește-mă de tine, vreau să trăiesc iubirea ta. Mă
jocul mi-dra, măi roacă și rad. Roacă, roacă și drăguț, să mă prind un drăguț. Stau rostit de joc, măi sunt doar prin noroc. Hai poftiți la sârmă, roacă, roacă, să mă fi primit bătrân la sată, măi măi. Mândriți-mă la venit când o joacă și voi bun vorbut să facă, măi Dragi telespectatori, vă mulțumesc din toată inima că ați urmărit emisiunea Ora Veseliei, Ora Bunei Dispoziții. Vă aștept din nou cu mari surprize săptămâna viitoare. La revedere!